La praznicul intrării în biserica a Maicii Domnului, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Bocșa Română, județul Caraș-Severin. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi în lăcașul de cult cu hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Parohia a fost înființată în anul 2009. În curtea bisericii funcționează o cantină socială, iar în viitor urmează să fie finalizat și un complex de servicii sociale pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nectarie. Suntem din nou în orașul Bocșa, în această parohie din Bocșa Română, închinată praznicului de astăzi. În 2009, pe hramul bisericii, am târnosit această biserică care împodobește această zonă a orașului, dar în mod special împodobește și va împodobi și mai mult complexul social-filantropic care a început a se zidi și în care deja se desfășoară activități sociale. Singurul așezământ social din orașul Bocșa, al treilea oraș ca mărime din județul Caraș-Severin. Pentru activitatea din parohie, părintele paroh a primit din partea ierarhului diploma de onoare Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, iar ctitorii și binefăcătorii au primit acte de cinstire. Grija pentru cei aflați în suferință a fost pentru parohia noastră dintotdeauna, după slujirea lui Dumnezeu, slujirea aproapelui a fost cea de-a doua importantă menire. De aceea ne străduim ca aceste două lucruri să fie pentru noi scopul și finalitatea strădanilor noastre. Părintele paroh de la această biserică a dezvoltat în cei câțiva ani de păstorire o lucrare frumoasă, atât pe tărâm misionar, pastoral, dar și pe tărâmul activităților sociale. Ne bucurăm că astăzi preasfințitul părinte episcop a poposit în mijlocul acestei parohii și că binecuvintează și prin rugăciune întărește lucrările ce se înfăptuiesc aici. La Sfânta Liturghie au participat autorități centrale, județene și locale, alături de un număr însemnat de credincioși. Aflându-ne în perioada postului, mulți dintre aceștia s-au împărtășit cu sfintele taine.